Doamnelor și domnilor, suntem din nou aproape la podcastul Spandugino, Reziliență prin cultură, și vorbim despre Aproape, îndeparte, o carte superbă, o carte minunată, a Monicăi Pilat, o antologie de poeme 2019-2022, apărută în colecția Interior Intimo Meo. Avem privilegiul și imensa bucurie să vorbim chiar cu Monica Pilat. Bine ai venit, Monica, la podcastul Spandugino. Bine v-am găsit. Ne bucurăm să fim împreună. Vreau să întreb mai întâi dacă a coborâ sau a urca e verbul pe care cade accentul în cazul de față. A coborâ sau a urca în poezie? Și una și alta. Pentru că Domnul coboară atunci când scriu, iar sufletul meu se înalță atunci când îl simt în apropiere. Și poezia urcă sau coboară în poeta Monica Pilat? Poezia pentru mine este o lojă din care privesc lumea și din acea lojă lumea se vede cu totul altfel decât de jos. E un loc pe care mi l-a dat bunul Dumnezeu ca să pot să fiu mai aproape și de spectacolul lumii, dar și de ceea ce se întrezărește dincolo. Nu în culise, ci dincolo de spectacol. E o lojă timpurie sau o lojă dintotdeauna? Sau o lojă mai recentă? De când, să zic așa, există această conștiință că poezia e ca o lojă? Când eram mică și începusem să scriu de pe la 9 ani, nu știam că sunt în lojă, nu exista un loc anume. Credeam că așa se vede de pretutindeni. Dar cu timpul, să spunem chiar în ultimul timp, mi-am dat seama unde sunt. Sunt chiar într-o lojă. Cine mi-a dat acest loc? Cum, de ce am meritat să fiu acolo, nu știu, dar mă străduie să merit. Vorbim despre acest loc. La pagina 87, în cartea aceasta minunată, pur și simplu, minunată, avem un poem care se numește Capturi, este dedicat lui Horia, adică lui Horia Roman Patapievici. Evident. Da. Fratelui nostru, Horia Roman Patapievici. Da. O poezie care, a cărei muzică e următoarea. Când seara trag năvodul, la mal, cu prada zilei, se întâmplă să descopăr, printre capturi de vorbe și de mărunte gesturi, un zâmbet ca un fulger ce sfâșie rutina, vibrația unei spuneri care răstoarnă lumea, zvâcnirea unui suflet, sfințind deodată timpul și, pe neașteptate, mă simt intens privită, chemată și trimisă, tot mai afund în noapte, să pescuiesc lumină. Cum se pescuiește lumina? E o formulă extraordinară aceasta, să pescuiesc lumina. În primul rând, pentru că poezia este dedicată lui Horia Patapievici, trebuie să spun că felul lui de a vorbi, de a gândi, de a da lumină, m-a inspirat și iată cum, dacă iei lumină din lumină, nu poți să n-o dai mai departe. Și lumina din spusele extraordinare ale gândirii lui îți dă puterea să pescuiești lumină, chiar în întuneric, pentru că îți arată cum. Sunt oameni extraordinari care
prin felul lor de a fi, de a comunica, de a dărui din harul lor, te învață cum să devii generos cu tainele sufletului tău, care sunt mai bogate decât chiar îți închipui. E o lumină pe care, dacă o împarți, nu o înjumătățești și o sporești. Așa e, ca noaptea învierii. Da, dar pentru poezie, să spunem, sau în beneficiul poeziei, cum se pescuiește lumina? Nu cred că există, nu? Nu e așa o rețetă universală, e de la om la om, de la poet la poet. Acest fapt de a pescui lumină. Nu întreb întâmplător, poemele din cartea aceasta și cărțile anterioare care stau în portofoliul poetei Monica Pilat sunt pline de asemenea capturi de lumină, să zicem. Pescuitul este și o alegere, o opțiune pe care o face poetul, pentru că dacă pescuiești lumină, dacă alegi să scoți din valurile existenței noastre destul de tulburi lumina, atunci știi și unde să o cauți. Uneori ești îndrumat de alți pescari, cum sunt Horia, cum e Andrei Pleșu, pe care îl admir la fel de mult și are și el o dedicație, da? Sunt aceste călăuze care îți arată cum să arunci undița, cât de departe, cât de aproape, cum să tragi. Când simți vâcnetul acela din adâncuri care arată că lumina e prezentă chiar și în întuneric. Și aș spune chiar că întunericul este favorabil luminii, pentru că o scoate în evidență, o aduce și o pune în valoare ca nimeni altul. Și de asta am întrebat odată pe cineva, era un pastor de mult, l-am întrebat, eram destul de tânăr atunci, ce înseamnă înțelepciunea și ce învață un om când se apropie de asfințitul vieții. Și el mi-a spus, înțelepciunea este să încerci nu să dai la o parte întunericul, ci să-l subțiezi. Întunericul nu poate fi înlăturat, dar poate fi subțiat prin lumina pe care o aduci celorlalți. Aproape îndepărtate, poeme, Spandugino, colecția Interior Intimo Meu, e o carte luminoasă, dar și o carte înflorită. Coperta e una minunată. Splendidă. E o copertă după o acuarelă de Maria Pilat Brateș, aceasta. E o copertă care se declină în interiorul cărții. Practic, fiecare poem e străjuit de declinări ale motivului principal, al acestui detaliu din desenul lalelele galbene, nu? Din acuarela lalelele galbene. Al Mariei Pilat Brateș. Poemele așadar sunt asociate într-un mod evident cu lalelele. Dar cu ce alte flori ar putea fi asociate poemele din această carte? Trebuie întâi să spun că este marele merit al lui Paul Marinescu, care a avut ideea să le introducă în carte pe detalii și dacă ar fi să vorbim un pic despre acest tablou, sunt niște lalele care dansează. Și în același timp, fiind galbene, sunt și flori ale luminii
Și reproducerea acestui dans al alelelor în carte este ca un acompaniament și vizual și muzical, pentru că pentru mine dansul reprezintă modalitatea cea mai dragă mie de a transforma atât tristețea, suferința, pierderea unor ființe iubite într-un dans în care bucuria a ceea ce am avut întrece tristețea lucrurilor pierdute. Și acest lucru se poate realiza prin dans, prin muzică și de asta poate ai văzut că poeziile mele sunt destul de muzicale. Așa este, așa e. Chiar voiam să întreb, sunt poezii dansate aproape acestea, sunt poezii cu muzică la purtător. Așa e. Da, așadar, revenind, cu ce alte flori mai putem asocia poemele de aici? Cu ce alte flori ai asocia? Ne jucăm puțin. Sunt și poeme ale jocului, între altele. Sigur, nu ale unui joc gratuit. Cu florile de nu mă uita. Da. Pentru că este și o carte, un dans al memoriei și o aducere când în prim plan, când în fundal la lucrurilor care devin prețioase dacă sunt amintite. Florile de nu mă uita sunt simbolice. Da, da. Dacă e să continuăm jocul acesta de asocierile, aș spune că majoritatea, dacă nu chiar toate titlurile care au apărut în această colecție, dau seama în mod aproape direct de, pe de o parte, orizontul tematic, pe de altă parte, atmosfera și muzica acestei cărți, și anume, au mai apărut și cartea ta este despre școala fragilității, este de asemenea despre cât a mai rămas din noapte, este despre credință și gândire și rațiune și cred și gândesc, volumul lui Wilhelm Danke. E cu asupra de măsură, aș zice, aproape îndeparte, despre, trimit la cartea lui Bogdan Tătaru Cazaban, inteligența inimii. Este din nou cu asupra de măsură, e în centru, e pivot despre taina Evangheliei. Este despre cum să transfigurăm timpul în lumina tradiției ortodoxe, Olivier Clément. E de asemenea în mod evident despre setea de absolut, cartea de convorbiri a lui Gustave Thibon cu Christian Chabani. Așadar, aproape îndeparte, e cea mai recentă antologie de poeme cu subsemnătura Monicăi Pilat. Aș întreba ce înseamnă această formulă? Cum o desfaci? Cum să o primim? Cum să citim titlul acesta? În ce cheie? Aproape îndeparte. Este un titlu care arată sau dezvăluie speranța mea de a aduce la același nivel noul cu vechiul, aici cu acolo, acum cu odată, de mult. E un titlu care propune o transcendere a limitelor și a limitărilor de spațiu și timp, prin iubire. Numai iubirea, asta e cimentul, nu? Numai iubirea poate aboli aceste limite, după părerea mea. Poeme 2019-2022, aproape îndeparte, așadar, cea mai recentă antologie de poezie, Monica Pilat. De ce simte un poet nevoia să facă antologii? Cred că până acum sunt trei, nu? Sper că nu mă înșel eu. Este o antologie, adevărat, cartea avea înainte 90 de, mai mult de 90 de poezii. Și am redus-o la 60 și ceva.
pentru că mi-am dat seama și celelalte poeme pe care le scrisesem tot în acest timp erau, cum să vă spun, puteau fi considerate interesante, dar bruiau tema principală, adică acest aproape îndeparte, care este și o carte de dialog cu Dumnezeu, și atunci am vrut să o curăț de toate posibilele ocolișuri, da. Și e o carte pe care am scris-o într-o perioadă foarte, foarte grea a vieții mele, de mari încercări, și este o carte care pot să vă spun că m-a vindecat, în sensul că prin scris am încercat să îmblânzesc și suferința și neliniștea și să îmbunez și teama mea de moarte. Și la urmă mi-am dat seama că m-am făcut bine scriind, ceea ce arată că poate și cei care vor citi aceste poeme și dacă se vor simți mai vulnerabili, sper că ele pot da curaj. Da. Înainte a fost vorba despre faptul că iubirea e pivot, e în centrul acolo. Iubești sau îmbolnăvești, sau te îmbolnăvești, cum se spune, dacă iubești, nu te îmbolnăvești. Nu. Nu te îmbolnăvești. Ce fel de trepte ale poeziei sunt volumele Monicăi Pilat? Volumul de debut, Corăbii, 1970. Uite, răspund printr-o singură frază. În Corăbii, primul meu volum, vedeam versurile ca pe niște corăbii cu care pot să plec în larg. Aici, în acest volum, versurile mele au devenit niște lumânări pe care le aprind. Ce frumoasă asta! Asta este trecerea de la corabie la lumânare, adică care este și ea o lumină pe care o aprinzi. La început, când ești tânăr, scrisul e ca o aventură a plecării în larg, dar acest larg poți să fii tu însuți și nu te cunoști, nu știi cum ești. Și atunci scrisul te ajută să explorezi nu numai cum ești, dar cum e lumea, cum e, ce îți dă cultura, ce sentimente poți să experimentezi. Atunci totul e nou. Treptat însă, cu celelalte volume, de exemplu cu Imaginația ecoului, deja intru în altă zonă în care eul personal nu mai e atât de important ca la început, când nu știi cine ești și trebuie să vezi, să spui eu, ca să poți să te delimitezi, să zicem, de ceilalți. Pe treapta a doua, care ar fi Imaginația ecoului, acel al doilea volum, 1981, mi-am dat seama că eul acesta e format dintr-o pluralitate de voci. Eu și tu, nu? Martin Buber. Și eu și tu. Și noi. Și noi. Da. Atunci încă nu și eram... Ei, nu. Da, nu eram conștient așa de mult de eu și tu ca să spunem, dublu divin. Este un volum pe care l-am scris după moartea tatii, în care am descoperit, trăind și suferind, dar și sublimându-mi acea stare, am descoperit o continuitate și o posibilitate de a dialoga cu nevăzutul. Asta a fost treapta a doua. Adică imaginația...
ecoului, nu? Eram un ecou, de fapt, eu. Da, așa mă vedeam, da. Și ecoul are imaginație pentru că schimbă sunetele inițiale. Le dă pe jumătate, dar atunci creează altceva. Din jumătatea aia nu mai e ce a fost. Și din imaginația ecoului sau ecoul imaginându-și poate crea pluralul ca o veche, nu? Da, pentru că eu am încercat și să mă proiectez în marile personaje ale literaturii. Am poezii în care am încercat să văd cum e să fii Narcis, să fii Ifigenia, să fii Don Quixote, să fii Hamlet. Dar aceste măști culturale m-au ajutat să mă descoper pe mine însă, cea care, de exemplu, în Hamlet, în poezia Hamlet, am reluat ideea morții tatălui, care de fapt nu poate muri atâta vreme cât noi trăim. Da, da. Și atunci am transformat, să spunem, piesa de la care am pornit în propria mea revelație. Da, da. Deși spune de altfel că un om, cineva, moare cu adevărat când moare chiar ultima referire despre el, ultimul om care l-a cunoscut sau ultima literă care s-a scris despre el. Ce sentințe sunt sau au fost suspendate? Apropo de... Uitați-vă la mine, eu sunt această ființă care s-a bucurat și se bucură până acum de o sentință suspendată, care, adică Dumnezeu m-a trecut prin încercări foarte aproape de moarte și totuși sunt aici. Înseamnă că știți cum e în fresca lui Michelangelo cu judecata de apoi. Iisus ridică mâna, dar încă n-a coborât-o ca să-i condamne pe cei păcătoși și să-i salveze pe cei meritoși. Această mână ridicată a lui Iisus e deasupra mea. Și-a suspendat deocamdată sentința la moarte. Sunteți aici și ce mult ne bucurăm că sunteți aici cu noi și vă întrebăm și întrebăm mai departe. Apropo și de Iisus și de despre ce era vorba puțin mai înainte, ce forme poetice ia la Monica Pilat și cu aceasta cumva închid o buclă, dorul de rai? Dorul de rai, setea de absolut, cum spuneam apropo de Gustave Thibon, dorul de rai, iată. Da. Bine, la prima vedere, dorul de rai este dorul de ceva care ai pierdut. Dar aprofundând acest sentiment, îți dai seama că atâta vreme cât ți-e dor de rai, ești acolo. Pentru că dorul aduce împreună pe cei care nu mai sunt cu cei care sunt, pe cei nevăzuți cu cei de aici. Și chiar m-am gândit, în momentul în care nu-ți mai e dor de rai, atunci l-ai pierdut. Pentru că uitarea este șterge legăturile sufletului nostru cu ceva din deci extraordinar. Memoria raiului încă este raiul, cum ar fi. Exact. Într-un fel. Da. Adică eu am sfătuit pe multă lume care a pierdut ființe dragi și care plângeau și jăleau absența lor. Am zis, trebuie să fiți bucuroși că vă e dor de ei, pentru că ei așa sunt cu voi. Eu da, așa simt. Da, 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 da. Revenim puțin la, nu puțin, puțin mai mult la aproape îndeparte și încercăm să urcăm pe un alt versant către cartea aceasta. Editura Spandugino, colecția interior intimă meu, încă o dată cartea aceasta superbă. Ce e acest departe și cine este aproape în departe?
Departe, încă o dată, ce e acest departe mai întâi? Departele poate fi și pentru că sigur că aceste două noțiuni, aproape și departe, situează lucrurile în timp și spațiu. Dar ele nu sunt fixe, ele se nutresc una din cealaltă și e un joc de reglaj fin între ele. Așa și este. Eu am încercat prin acest titlu să explorez și să ridic vălul care face aproapele că tot ceea ce ne este aproape ne poate, cum să spun, face orbi. Da. La un departe care există. Și atunci eu am ridicat acest val și mi s-a revelat că de fapt ceea ce credeam eu că e departe este foarte aproape, dar în acel moment aproapele se îndepărtează, adică tot ce părea concret și adică aproapele intră în surdină ca departele să poată fi perceput ca foarte, foarte alături de tine. Acest departe poate să fie, de exemplu, fie cei care nu mai sunt, dar mai ales Dumnezeu, pe care de obicei îl plasăm în ceruri. Deci departe. Și atunci când îl plasez departe, chiar te raportezi la divin ca la ceva abstract și uneori chiar inaccesibil. Ori când departele se apropie, este extraordinar. Eu am avut de multe ori scriind revelația că mă întâlneam cu acest departe. Era vreau să întreb, cum vine acest departe în poezia Monicăi Pilat? Și am și o sub-întrebare la aceasta, sau o supra-întrebare, cum vine de fapt poezia la Monica Pilat? Întâi vine muzica, așa a fost de la început, de când aveam 9 ani, mă umpleam de o muzică interioară și pe urmă ceea ce aveam de făcut era să pun pe cuvinte această muzică. Acum nu mai pot chiar să despart cuvintele de muzică, dar prezența pe care o simt atunci când scriu și care mă înconjoară uneori ca o aură. Vreau să vă spun că nu contează ce am scris, adică până la urmă contează unde ai ajuns. Și în momentul în care scriind simți că ești vecheat și că ești înconjurat de, nu știu dacă de lumină sau de o iubitoare prezență inefabilă, deci nu cred că poți să-ți mai dorești altceva. Deci putem reformula altfel. Avem o foaie de hârtie pe masă, da? Da. Și începem să scriem. Nu suntem singuri cu foaia de hârtie. Acesta este sentimentul? Sau așa poate fi? În primul rând, foaia de hârtie este albă. Este albă, da. Ori mie m-a sugerat într-un poem, albul acesta este alb ca un înger care doarme și care e alb. Și cum să scriu ca să nu-l trezesc sau să nu-l... Adică albul înseamnă imacularea. Cum gestionez acest lucru? Cum îl faci ca să nu-l distrugi? E ca prima zăpadă pe care da. Calci și îți pare rău că o strici. O strici. Și cum? Cum faci să fie duet în alb, apropo de da. Un alt titlu?
albul, Monica Pila. Ca și aici ne apropiem foarte mult de primul tău volum de poezie, Spectralia. Și singurul. Da, pentru că albul este spectrul luminii, nu? Da, da. Deci spectrul, totalitatea culorilor de lumină. Albul, în cazul acesta, este culoarea mea preferată, dacă pot să spun că e o culoare, dar da. E de fapt un ansamblu exact. Al tuturor culorilor. Deci pe amândoi, matcă, da. Pe amândoi ne-a interesat spectrul, da. Spectrul culorilor. Dar albul pentru mine reprezintă acea energie care conține toate culorile și în același timp imacularea și de asta îl înțeleg pe Van Gogh care a spus odată că atunci când înainte să se apropie de un tablou și să înceapă să-l picteze, e cuprins de o spaimă metafizică. Pentru că ai teama asta să nu strici ceva care e perfect și perfecțiunea este albul. Dar albul acesta al hârtiei pe care poate începe și uneori chiar începe un poem, este un aproape în departe? Sau cum putem relaționa? Este, dacă ne întoarcem la imaginea zăpezii, da. Scrisul sunt pașii care te duc către Dumnezeu, de exemplu, modalitatea de a te ruga. Eu așa cred că multe din poeziile mele sunt niște rugăciuni. Deci chiar aveam o întrebare, că această carte, dintre toate cele semnate de Monica Pilate, e cea mai aproape de ideea de rugăciune. Rugăciunea... M-a întrebat odată cineva, bine, tu te rogi, dar de unde știi că ești ascultat? De unde știi că te aude cineva? De unde știi că îți răspunde Dumnezeu? Eu am avut acest răspuns. În momentul în care scrii, să spunem, dintr-o suferință sau încep să scrii într-o criză mare sufletească, într-o stare de totală neliniște și la urmă te-ai liniștit, acea liniștire, acea găsire a drumului care te scoate din labirintul acestor emoții, este răspunsul pe care îl primești de la rugăciunea pe care ai făcut-o. E dovada că ai fost ascultat cumva pentru tine. Pentru da, pentru că te umpli de liniște sau de lumină sau... De exemplu, întotdeauna m-a înspăimântat acel citat din Noul Testament, căci vine ceasul și acum este. Și această iminență a apropierii ceasului nostru de judecată, de plecare din această viață, m-am zis, cum poate fi îmblânzit acest lucru? Cum pot să accept? Cum pot să îmbunez această sentință? Căci vine ceasul și acum este. Și scriind, fiindcă nu știam unde o să ajung, poezia spre deosebire de roman sau de novelă, la mine nu are o structură prestabilită. Poezia este drum fără țintă neapărat. E o plecare necunoscut, dar un necunoscut dirijat, pentru că te adresezi, în cazul meu, te adresezi chiar unei sentințe divine. Și scriind, am trăit acest lucru și cred că asta a fost alt răspuns, că de fapt lucrurile de care ne speriem atât de tare și mai ales de moarte, dar și de judecata de apoi, sunt mult mai, cum să zic, neînsemnate în fața iubirii lui Dumnezeu, care
care ne apără de noi înșine, care ne apără de propriile noastre rătăciri și eu am simțit asta când scriam, că Dumnezeu, văzând deruta și disperarea sufletului meu când scriam, a coborât așa ca raza stelei din vechime, am zis eu, da, în poezie, și m-a apărat și m-a făcut să trec dincolo într-un fel atât de lin. Ceea ce pot să vă spun, și mă bucur că mi s-a dat această lojă de care vorbeam, este că pot să experimentez ce se va întâmpla dincolo încă de aici. Sau poate că îți scroiești drumul în felul ăsta, mă gândesc, adică nu știu dacă mi-am imaginat, dar mi-am pus problema asta și am primit un răspuns. Și e mai bine să-l primești cât ești în viață, că pe urmă nu mai ai cum să-l transmiți. O ascultăm și acesta este verbul, nu știu, bold cu italice, subliniat cu două liniuțe. O ascultăm și e un imens privilegiu pe Monica Pilat. Și mai întrebăm, e a noastră poezia sau ni se dăruiește poezia? Acestea sunt poemele Monicăi Pilat sau sunt poemele care i s-au dat Monicăi Pilat? Eu sunt un mesager. Deci ni se dă. Așa cred. Și cred că toți oamenii sunt mesageri, dar sigur că fiecare are alt mesaj de la Domnul de adus celorlalți. Eu sunt un mesager poet, dar mesajul, eu sunt instrumentul, așa simt, prin care scrie Dumnezeu ceva către oamenii care ar fi dispuși să citească mesajul. Cum sunt scrise poemele acestea? Cum scrie Monica Pilat poezie? Nu cred că la computer direct, nu? Foarte ciudat cum scriu. Eu scriu noaptea în gând. Oh. Scriu noaptea în gând în ce fel? Ca să nu aprind lampa, să nu deranjez pe soțul meu, și în același timp noaptea este o perioadă de timp de liniște. Atunci sunt mai curând receptivă la inefabil și încep să scriu în gând și refac în gând, și ca să nu uit îmi spun de mai multe ori versurile, și dimineața când mi-l aduc aminte, atunci le pun. Dar lucrurile nu se întâmplă pe hârtie, ci în gând. Adică unde nu se vede nimic aproape, exact, nu? Da. De ce nevăzut? Da. Am putea spune că sunt poeme visate sau chiar sunt unele dintre poemele la propriu sunt, visate? Da, da, sunt, da, vise? Da, multe din ele sunt. Visul este pentru mine, după cum știu, o cale spre cunoaștere. Da, da. Da, o cunoaștere mai puțin obișnuită. Da, dar, fără facultăți de profil, să zic așa, dar extrem de puternică, de fapt. Da, și visele sunt niște daruri, nu? Așa este. Și visul te pune într-o lojă. Corect, corect. Aparent, poezia de aici, din aproape în departe, și nu numai de aici, este, cum să zic, exangu. Totuși, care este motorul ei? Care e sângele acestei poezii? Cred că e, din nou, nu cred că mi-aparține în totalitate acest sânge. Cred că el vine de la bunicul meu,
pe care îl moștenesc nu numai prin înrudire, dar cred că dacă el ar trăi acum, probabil că ar scrie așa. Ion Pilat, bunicul Monicăi Pilat. Da. Dinu Pilat, tatăl Monicăi Pilat. Dar inima poeziei acesteia? Și o să mai am încă o întrebare din suita aceasta, din tripticul acesta, dar sufletul ei. Am construit în trei trepte și eu. Da, inima este un lăcaș al poeziei pe care l-aș numi lăcașul sentimentelor, al căldurii pe care o pui în comunicarea lirică, dar sufletul poeziei vine de la Iisus. Toate aceste daruri pe care le primim pot fi văzute ca niște capturi da, ale de parte lui, fie de partele moștenit prin familie, prin cei care au fost, fie de partele divin, care de fapt este tot timpul cu noi. Și de asta de multe ori nu știu dacă ceea ce spun eu vine de la tata sau de la bunicul meu, sau adică e un mesaj într-adevăr în care pluralul ocupă un loc important. Și atunci poezia este pentru Monica Pilat amintirea a ce? Amintirea unui drum deja făcut, pentru că aș imagina acest drum ca pe o scară cu trepte și de multe ori când le urc mă gândesc, dar am mai urcat odată, dar nu știu când. Este acel deja vu pe care uneori poți să-l ai, în care drumul pe care l-ai făcut odată revine în drumul care ți se pare că e nou și că îl faci pentru prima dată. Și iar mă întorc la Harap Alb, care este basmul meu preferat, în care fiul de împărat, ca să poată să ajungă în învingător, trebuie să se îmbrace în hainele tatălui său din tinerețe, să ia calul cu care tatălui a pornit în lume, și făcând din trecut propriul lui prezent, abia atunci reușește să iasă din câmpul magnetic al familiarului și să poată cuceri lumea. Și de asta ceea ce spun acum, și de asta mi-e atât de drag acest basm care face din tată o proiecție a fiului și din fiu o proiecție a tatălui. Uh-huh. Și dacă aceasta e formula de raportare în registrul amintirii, poezia e promisiunea ce pentru Monica Pilat? Promisiunea învierii. Promisiunea că lucrurile nu au un final anumit, că stăm sub semnul speranței și al unei stări de veghe aici. Pot să spun că prin poezie încerc să stau de veghe, să nu adorm. De asta am zis că încerc să fac din versuri o lumânare sau poate o candelă, pentru că aștept și nu vreau să aștept în întuneric venirea
Domnului, ca în parabole. La început a fost cuvântul ce aștepta încă nespus, într-o tăcere ca mormântul în care a fost adus Iisus. Ce a sfâșiat încremenirea, făcând din noapte paradis, a fost lumina din rostirea la care cripta s-a deschis. Tot ce acoperise graiul cu bolovan și cu lături s-a prăvălit din nou ca raiul să se arate prin spărturi. Geneza învierii se cheamă acest poem. Asta nu e o poezie scrisă de mine, e o poezie dictată, dată, nu? Dictată. Dată, da? Pentru că și eu, după ce am scris-o, o citam să văd ce am scris, ca și când nu erau ale mele, adică mai ales deschiderea criptei și la rostirea unui cuvânt. A fost lumina din rostirea la care cripta s-a deschis. Da. Astea nu sunt ale mele. Dar, cum am zis, sunt o mesageră, mai da. Mult nu. Asta, mai ales asta, mă bucur da. Că ai citit-o. M-a lovit asta, m-a lovit și chiar stăteam să mă întreb dacă să încep cu ea, dar asta chiar m-a lovit da, foarte tare că, da, și foarte bine că m-a lovit. Poezia este la Monica Pilat mai ales despre noapte sau mai ales despre zi? Noaptea pentru mine, cum am zis, este și o perioadă de reflecție și de introspecție, dar și de dialog cu inefabilul. Nu aș putea să despart visul de scrierea în gând a unor poezii, pentru că ele sunt și ele niște forme de visare, nu? Ele se nasc noaptea, da, multe, majoritatea dintre ele se nasc noaptea și cu toate acestea au atât de multă lumină în ele. Pescuiesc lumina. Încă una, care se cheamă chiar Lumina. Deși trecut de asfințit, lumina mi iese încă în cale de parcă timpul s-a oprit. O iau pe drum în jos, la vale, totuși rămân acolo sus, ca neclintirea curgătoare. Nisipul din clepsidră-i dus, dar raza crește stătătoare. Asta e în urma unui vis pe care l-am avut, în care mă întorceam acasă și știam că se face din ce în ce mai târziu și mă temeam că vine noaptea, dar eram într-un apus etern. Și asta m-a inspirat să scriu așa. Încă o dată putem să spunem că acestea, poemele din Aproape îndepărtate, sunt dintre toate poemele Monicăi Pilat cele mai aproape de rugăciune? Da. Sunt niște rugăciuni. Poezia e pentru Monica Pilat o ancoră sau o frânghie? Sau o ancoră și o frânghie? Știu eu dacă asta este... O ancoră te-ar fixa, nu? O frânghie te-ar ridica. O frânghie te-ar ridica. O ancoră ar întoarce corăbile, să zicem, care plecaseră inclusiv pe apa timpului, corăbile. Da, poate că e o ancoră. Poate că e o frânghie. O frânghie la cer. Da, nu pot să-mi dau seama. De exemplu, în ultima poezie pe care eu o iubesc cel mai mult și care încheie volumul, faptul că mă aflu pe o corabie, apropo de... Ca niciodată se cheamă poemul acela. Am început cu volumul corabii și termin cu... Un poem despre corabie. Despre corabia în care mă aflu alături de Iisus care doarme în furtună. O citim împreună? Da. Eu citesc strofa din mijloc. Corabia stă să piară, zdrobită în naufragiu, dar tu ca niciodată ai adormit pe punte și nu simți furia mării ce vine să ne înghită. Eu n-am să te trezesc, să-mi sari în ajutor, îmi e de ajuns să văd
ce liniște se înalță din ochii tăi închiși, cum nemișcat obrazul s-aprinde în întuneric și scapără prin somn. Dar unde-s vijelia și plesnetul de valuri? În jurul nostru apa s-a netezit ca pielea chipului tău visând. Ca niciodată e poemul care încheie un volum splendid de poezii, Monica Pilat, aproape în departe, editura Spandugino. Mai salvatoare poezia decât oricare altă artă pentru Monica Pilat sau da. Poezia împreună cu muzica interioară, cel puțin? După cum știți, vocația înseamnă chemare. Uh-huh. Și dacă răspunzi la chemare prin talentul care ți s-a dat, poți să ajungi la limanul acestei stări la care am ajuns eu prin poezia pe care tocmai am citit-o. Uh-huh. Să fii pe corabie cu Iisus, ce poate fi mai minunat, chiar dacă în jur este furtuna sau ți se pare, apropo, de aproape departe aici, ce pare aproape, furtuna, distrugerea, dispariția, este atenuată de prezența departe lui care doarme lângă tine și nu-l trezești, dar te uiți la el să vezi cum e și atunci tot ce te sperie dispare. E și busola. Și nu? Busola, da. Iubirea este și busola. Da. Iubirea ta, pagina 119, iubirea ta este prăpastia în care singur îmi dau drumul, având credința că adâncul în care cad nu are capăt. Așa se face că, la urmă, când totul pare să se curme, eu îmi continui lunecarea. Ultima întrebare, Dumnezeu este și poet? În primul rând, poet. De la el am învățat. Și dacă ne uităm la învățăturile lui Iisus și la modul în care el le formulează, vedem că el este cel mai mare poet al nostru, al universului. Există o poezie a Noului Testament pe care nimeni nu o poate întrece. Doamnelor, domnilor, a fost un regal, un mare privilegiu să fim împreună cu Monica Pilat și să o ascultăm. Am fost împreună cu domnia sa și cu aproape îndeparte cartea de la editura Spandugino a Monicăi Pilat, antologia de poeme. Minunăție de carte. Mulțumim foarte, foarte mult pentru bucuria acestei conversații extraordinare. Mulțumesc. Mulțumim.